Wall, puțin wall. E inutil! Dacă vrei să mă susții, poți folosi codul AndreiRu pe itemshop și dacă cumperi de peste 500 de V-Bucks, o să te adaug la prieteni dacă îmi trimiți filmare pe Instagram. Mulțumesc! Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la Fortnite capitolul 2, sezonul 1, cu o hartă complet nouă, cu o grămadă de bug-uri, cu o grămadă de easter egg-uri, cu o grămadă de probleme, dintre care cea mai mare care strică tot update-ul ăsta este, cred că ați ghicit, optimizarea. Deci, optimizarea este oribilă. Și prin oribilă vreau să zic oribilă. Mamă, stai că o iau așa. Unde ești, mă, mărlămoiule? Salut. Dar de ce mi-a intrat porcăria aia cu schimbatul limbii, nu înțeleg. Haideți, guys, dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați și voi acolo pe butonul de like, faci ne peste 100 like-uri, nu știu de unde mi-a venit. Haideți, guys, nu mai știu ce să mai zic, frate, deci e ora 2 dimineața și nu mai știu ce să mai vorbesc. Sunt vai de capul meu, Locheder Boss. Salut, Locheder Boss, ai murit? Oh, nu. De ce am presimțit că o să se întâmple ceva nașpa? Oh shit. Nu m-a nimerit. Mamă, nu m-a nimerit, nu te cred că am avut atât noroc. Ăștia se bat aici. My property. Întrerup puțin clipul ca să vă anunț că dacă sunteți din București, ne vedem la PsyKids Festivalul Științei în Mega Mall la nivelul minus 1 de la ora 12, să facem poze, să facem challenge-uri, să glumim, să povestim. O să fie o grămadă de surprize, challenge-uri și experimente nebune. Vă aștept acolo un număr cât mai mare cu mulți alți youtuberi și haideți să ne distrăm. Nu uitați, weekendul ăsta, 19-20 octombrie, haideți un număr cât mai mare la Mega Mall. Ce naiba se întâmplă? Înainte să intrăm în subiect, o să trească să-i omor pe toți. Ce om, bă, ce om, cum poate să-și joace, mă. Doamne, iartă-mă, guys. Neapărat dați pe butonul de like pentru că de la 10, cred că mai devreme de 10, mă chinui și uitați că este ceasul. 02, 38 și 55 de secunde, adică 2 dimineața și 40 de minute, mâine am școală. Și eu mă chinui să filmez, pentru că de ce nu? Pentru că da, pentru că vreau să-mi chinui viața. Neapărat like dacă mai vreți clipuri. Neapărat. Hai să jucăm meciul ăsta să fie totul bine. Ultimul meci l-am pierdut pe locul 2 cu 8 kill-uri. Am luat o pauză de 5 minute, m-am dus să iau niște aer rece, să-mi revin. Mă doare gâtul. Nu știu de la faptul că am mers afară sau de la faptul că vorbesc prea mult și am și urlat în ultimele meciuri, pentru că m-am enervat.
și nu mai suport. Da, e nașpa, e nașpa. Hai să vezi și cum am murit meciul trecut. Deci eram... să nu cumva să-mi iau snipe. Eram aici. Și încercam să ajung aici. Problema este următoarea. Că de aici până aici nu ai cum să ajungi pentru că nu mai există launchpad. Nu mai există, s-a scos. Și a trebuit să o iau cu pe josul. Și nici bouncer nu mai există. Și a trebuit să o iau cu pe josul, am ajuns aici. Și cei doi care erau aici au început să tragă amândoi în mine. Am rămas cu jumătate de viață, după aceea am ajuns până la urmă aici. Am reușit să-l bat pe unul dintre ei. Și după aceea a venit celălalt și mi-a dat clean-up. Sad story. Cam așa funcționează. Da, frumos, frumos. Nu mai suport, frate. Vreau să se termine odată cu bine. Să nu mai fie probleme. Să pot să termin și eu calul meu. N-aș pe aia că uite, nu prea am blue, cine știe ce meci ăsta. Am un tactical verde, un SMG albastru și un... fai de capul meu de ăsta gri. Mamas gri. Nu știu dacă e mai bun ăsta. Cred că o să rămân cu tacticalul. Să rămân cu tacticalul, mai bine rămân cu tacticalul. Că în ultimele meciuri m-am cam lăsat de izbeliște. Eventual dacă o să găsesc un albastru o să-l iau. M-am cam lăsat de izbeliște. Uite cât de repede se mișcă rurii și nebun. Mișcă cam repede. Nu mai știu, au scos o grămadă de chestii. Printre care și launchpad-ul, campfire-ul s-a scos, slurp-ul s-a scos, chuckjack-ul s-a scos, shockwave-urile s-au scos. O grămadă s-au scos. Și erau folositoare, mai ales launchpad-ul. De ce? Echipe Games, de ce? Care era problema la launchpad? De ce a trebuit să scoateți launchpad-ul? Pe bune. De atâta timp pe launchpad-ul. Care e problema? Își avea toate lucrurile ok, erau ok făcut, era nicio problemă. Care era problema lui? Și o altă problemă care este la harta asta, de ce am văzut pe parcursul meciurilor, este că după ce părăsești orașul inițial, nu mai dai de player decât la final. Deci cred că mai sunt vreo 10 player, dai de player. Nu neapărat o regulă, dar asta mi se întâmplă mereu, mai mereu așa. Uite-te și tu, nu dau de player. Și acum n-am pot să zic că am mers puțin, dar crezi-mă că în unele meciuri am mers foarte mult și n-am dat de player. Acum, da, am mers puțin și a durat puțin. Vedem pe parcurs dacă dăm semnul de player. Aici văd că nu a luat nimeni nimic. Ia, acolo e cumva un shotgun? Nu, e de la de hill. Care ocupă două sloturi. Ah, văle, văle, văle. Dăm, frate, aici. Ne scurcăm, nu știu, și sezonul ăsta îmi dă un vibe așa de pre-season. Dacă mă întrebați, da, am jucat Fortnite și în pre-season. Și a fost Maker. Dar, din păcate, nu m-am ținut pentru că nu a prins clipul. Pentru că am că asta am nevoie de arma aia, de heal. Nu m-am ținut pentru că nu a fost apreciată seria. Și nu m-am ținut pentru că eram și în timpul școlii și am zis decât să mă mai pierd aici. Dar filmez și eu ce știu că vă place și vouă. Și mai bine mă țineam că uite cât de bine a ajuns Fortnite-ul. Atunci lumea era gen copiatură, PUBG, blablabla. Chestii de genul și... pentru că titlul la clipul ăla era și ceva de genul noul PUBG, ceva de genul era. Și ziceam Fortnite sau ceva de genul, ziceam la Fortnite, nu ziceam Fortnite, ziceam Fortnite. Nu știu de ce ziceam așa, dar... da, aia e. Așa îmi băcea mie să zic. Mamă, nu mai găsesc nimica pe aici, este? Nu mai găsesc nimica, bă. Hai să mă duc să-mi dau heal. Ne dăm heal rapid. Opa, am găsit player. Surprinzător, mai dăm și de player. Uite-i. Ce faci, man? Uite, acum stă pe loc și eu... exact cum asta de în stânga. Că de ce nu? N-am și eu noroc în viață. S-au omorât? Ce-au făcut? Nu știu.
What was that? Zona, my friend. Nu cumva să ne luăm un snipe, boss. Atâta vreau. Nu cumva să-mi iau un snipe. Nu înțeleg cum să, ce să-i fac ăsta. Bă, eu n-am ăsta pe... Nu te cred că n-am ăsta pe că n-am pus bind-ul. Doamne, cum mă mor singur. Doamne, cred de n-ab... Mai trage unul din altă parte. Nu știu ce s-a întâmplat. Altceva, altceva? Nu te cred! Mama, am 4 HP. Doamne. Bă, deci am pierdut HP-ul ăsta ca un pro. Deci nu mai percep, frate, e ora 3 dimineața aproape. Nu mai, vă rog, deci scuzați-mă, nu mai pot, nu mai percep nimica, nu mai pot. E 3 dimineața. Ah, sunt în zonă. Îmi dau și eu medikitul ăsta. Fără să fiu dranșat, sper. Nu știu ce face asta. Prietene, abar n-am ce făceai tu aici. Da, n-aveai o treabă. Hai mă, meciul ăsta seamănă cu celălalt. 6 kill-uri. Am nevoie de încă 2, deja am 8. Mamă, hai mă. Ăsta e meciul, scap. Te rog. Nu mai am chef. Nu mai am chef să mai bag un meci, te rog. E bune, nu mai am chef. Mă doare gâtul, nu aveți idei cum mă doare gâtul. Hai, o băgăm așa, tryhard momentul de față. Nu mai încercăm să nu mai vorbim așa mult. Și doar să jucăm bine. Și safe, în principal. Nu vreau să mă mai bat, chiar dacă mereu când zic asta eu tot mă bat. Că nu-i firea mea să stau deoparte. De acolo cât loot e. Mă duc la drop-ul ăla? Bă, eu m-aș duce. Hai că mă duc. Mă duc. Mă uit așa împrejurim. Încă ultima dată când m-am dus la un drop așa în ultima zonă, în alt meci care s-a mai întâmplat, m-am trezit cu unul. Și o să vreau să mă uit așa împrejurim. Păi parcă a schimbat și drop-ul sau mi-s... Da, nu, mă, sigur au schimbat. Au schimbat și cum arată drop-ul. Da, nimic a folositor. Nu. Zona. Mama, așa, prost. Să tragi.
A, e în 4, mă, cream că e scar. Nu știu ce cream că e scar. Îți dau mai multe tap-uri cu ăsta. Good. Nu știu de ce juca ăla așa prost. Mamă, ce mă enervează. Uite cât de spații largi așa și eu nu am sniper. Mamă, frate, ce mă enervează spațiile astea așa deschise. Pe cealaltă hartă nu erau așa deschise, frate, spațiile. Deci de aici poți să nimerești. Uite și tu până unde poți să nimerești de aici. Uite pe ăla acolo. L-ați văzut? Tot până acolo. Doamne, ce enervant. Nu-mi place. Ciudat. Foarte ciudat. Nu mai există nici la un șped în caz că vrei să te evacuezi. Nu știu, atrag prea multă atenția asupra mea. Nu mai atrag, că trag degeaba cu porcăria asta. Era un scar. Ceva, sniper. Hai să joc high ground, să stau pe munte. Ar fi smart, bă, mă aud. Așa, s-a auzit tot ok. Mă trezesc cumva că nu mă aud, ar fi horror. După atâtea meciuri. Nu te cred. Bă, guys, eu nu mai pot. Nu mai pot.